Încă o dată, bună dimineața și pacea Domnului! M-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră și joi. Pentru cei care nu cunoașteți, împreună cu soțul meu de 2 ani suntem în Republica Moldova, deja slujim acolo, într-o biserică de la nordul Moldovei, satul Sauca, raionul Ocnița. Vă aducem salutări fierbinți din biserica aceasta. Salutul nostru este de la Apocalipsa 3:11. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. De asemenea, vă aducem salutări fervinți și de pe coasta de vest, unde am aterizat mai întâi în această scurtă vizită pe care o avem. Vă aducem salutări de la Biserica Română din Portland, păstorită de fratele Nelu Brisk, de la Biserica din Vancouver, păstorită de fratele Oleg Rusnak, la fel vă aducem salutări fervinți. Următoarea cântare spune despre faptul cât de imprevizibilă este viața și dacă putem să spunem în momentele dificile prin care trecem, este bine cu sufletul meu și este bine în Iisus. A fost scrisă această cântare, istoria ei atât de mult m-a marcat. A fost scrisă de Horatio Stafford. El a fost un avocat și un om de afaceri prin anii 1800 în Chicago. Și viața lui a avut foarte multe încercări. Mai întâi a murit
fiul lui micuț într-o boală nemiloasă care bântuia pe atunci în acea zonă, apoi după o perioadă în marele pojar care a fost în zona aceea din Chicago, au ars aproape toate investițiile lui care le avea în case. După 2 ani se hotărăște împreună cu familia lui să meargă într-o călătorie în Europa, să-l însoțească pe renumitul evanghelist Moody într-o campanie de evangelizare și trebuiau să meargă cu corabie, evident. În ultimul moment planurile s-au schimbat și a mers doar soția cu cele 4 fete a lui, el urmând să li se alăture mai târziu. În acea călătorie, corabia a suferit un naufragiu. În acel naufragiu au murit toate cele 4 fiice a familiei și a supraviețuit doar soția. Ea i-a trimis o telegramă ajunsă la țărm, saved alone. Deci, adică ce înseamnă, am fost salvată doar eu singură. El a urcat în următoarea corabie să meargă după ea și ajucând în locul unde s-a scufundat acea corabie, capitanul îi arată și în acele momente de tulburare el scrie aceste versuri ale acestei cântări. Cântam pacea Domnului în inima, atunci eu de vifor nu sunt răpuns. Bine e, bine e în Iisus. Să ne ajute Domnul și pe noi să spunem așa. Doamne, ziua când vei